cea mai bună muzică de ieri și de azi. Hey y'all, we're Dan and Shay. Katy Perry here. What's up, this is Beyonce. La Europa FM. Cătălin Striblea în studio, asta înseamnă că vom da startul rațiunii zile, la rațiunea zilei, doamne, nu știu ce am astăzi, cred că m-am odihnit prea mult în weekend. Da, nu mai dați, nu mai dați libere, vă rog frumos. Nu mai dați libere, țineți-l pe Radu la muncă 7 din 7. Da, că se poate, da. Bine ai venit. Bine te-am găsit. N-am... Ce n-ai? N-am energie, mă simt ca lunea, sincer. Păi așa, suntem amândoi în vest. Se pornesc motoarele mai greu, dar și când să pornesc. Dar hai că uite, a ieșit, da, și soarele la București. Am văzut, am făcut o plimbare frumos, no, frumos, elegant. Mai, da, e puțin și dă și iarba verde, se înverzește și copacii. Da, nu e ca și cum n-ar fi fost primăvară zilele astea la noi. Nu știu cum a fost la voi, dar ieri n-a prea fost secetă și, da, aia era stropit un pic de apă și mai cald decât de obicei. Că știu că ne-am bucurat, dar pe ansamblu e o veste proastă. Măcar cu vremea, de vreme să ne bucurăm, că de ce în jurul nostru încă, da, ne facem griji și ne explică imediat Cătălin. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. În regiunile separatiste din Ucraina, în orașul Donetsk, dar și în Lugansk, au avut loc mai multe explozii care au aruncat în aer infrastructura critică de utilități. Adică oamenii de acolo, care mai trăiesc acolo, că mulți au fost evacuați, au rămas fără apă și fără curent electric. Acum, forțele separatiste spun că asta s-ar fi datorat unor explozii pe care, sau mă rog, unor bombardamente pe care Ucraina le-ar fi efectuat asupra zonei respective, iar Rusia a anunțat că a prins la graniță niște sabotori, o chestiune de genul ăsta. Acum, povestea seamănă foarte bine cu ceea ce serviciile secrete occidentale anunțau deja de câteva zile, că în regiunea respectivă vor fi, au fost minate puncte critice ale infrastructurii și că vor avea loc niște explozii care vor fi puse pe seama Ucrainei. Asta știm de câteva zile, așteptam chestiunea asta, dar mult lumea se gândea, băi, poate nu or să facă chiar așa, poate e doar un scenariu, dar lucrurile se întâmplă chiar de maniera asta, chiar așa cum au fost anunțate. Și sigur că, mă rog, oamenii care mai trăiesc în zona respectivă vor pune pe seama ucrainienilor treaba asta. Știi că de acolo au avut loc evacuări masive, să spunem și asta. Da. O parte dintre oamenii care trăiesc în regiunile alea și nu sunt puțini, au fost duși către zone din est sau din nordul Rusiei. Unii dintre ei au fost invitați chiar să trăiască la Murmansk. E ca și cum ai fi deportat la Murmansk, sunt 3000 de kilometri la cercul polar, bănuiesc că nu este cea mai obișnuită invitație. De fapt, războaiele când se poartă pe seama acestor oameni, se poartă, care și așa trăiau într-o țară care nu e țară, regiunea separatistă Luhansk. Da, să te trezești peste noapte, băgat în autobuz și strămutat, și nu e deloc frumos. Bărbații au rămas la oaste, adică între 18 și cei care au între 18 și 55 de ani au fost reținuți acolo să lupte, iar civilii, cum ar veni, au fost evacuați. Drept urmare a exploziilor din zona respectivă, Vladimir Putin a comandat o reuniune a Consiliului de Securitate care să arate cât de grozavă este situația. Și în același timp, Rusia a transmis un mesaj că o întâlnire între președintele Putin și președintele Biden ar fi prematură. Știi că de dimineață se lansaseră astfel de invitații, președintele Macron al Franței era purtătorul de mesaj între cele două părți și președintele Biden acceptase această idee și spusese că s-ar întâlni cu domnul Putin în orice condiții și în orice situație, câtă vreme scăzuse puțin și prețul gazului, exact, și, da, petrolului. Acum lucrurile nu mai arată chiar de natura asta și dacă e să căutăm un început al războiului, atunci acesta poate să fie, pentru că în acest moment forțele separatiste și Rusia susțin că sunt sub atac și cel mai probabil șefii regiunilor separatiste, care sunt oricum întreținuți de Moscova cu resurse, vor cere intervenția trupelor rusești în zona respectivă pentru a
cum să spun, ține sub control situația. Da. Asta se întâmplă în momentul ăsta și probabil că evenimente de genul ăsta vor continua în zilele și orele următoare. Să vedem cât de extins va fi răspunsul rusesc la toată povestea, la toată povestea asta. Nu pot să nu remarc faptul că ei au rămas fără apă în urma unor bombardamente sau acte de sabotaj. Pe când pe la noi prin țară rămâi fără apă, fără să fie vorba de așa ceva. Și... știi că la noi când a fost, mă rog, în urmă cu 10 ani, când vorbeam de atentatele teroriste din lume, spuneam că România nu e nevoie să fie atacată, că ea își rezolvă singură problemele astea. Exact. Cătăline, îți mulțumesc foarte mult și te aștept din nou alături de noi mâine la România în direct și apoi la Rațiunea Zilei. Radio Europa FM.